cam după vreo 9-10 luni de când am început să filmez în piața universității, am început să discut cu Gabi Basali și cu editorul filmului și ne-am gândit să facem un film mai lung. Cumva aveam în cap dinainte lucrul ăsta, dar din discuțiile cu el a început să se concretizeze așa tot proiectul, să... El era oricum încântat de material și vrea să participe la proiect și de atunci am început să vizionăm materialul să, și să începem efectiv să lucrăm la film. Și asta a durat mai mult de un an, doar faza de montaj propriu-zisă. Am ieșit în 14 ianuarie, a doua zi oficială de la protestele din București și a fost, mă rog, am ajuns întâmplător cu 10 minute înainte să fie evacuată piața, când era cel mai tensionat moment și nu știam foarte clar ce se întâmplă. M-a sunat un prieten, mi-a zis, sunt oameni în stradă, e scandal și mi-a luat camera și jandarmii evacuau piața. Eu eram acolo pe trotuar, nici măcar nu protestam, documentam ce se întâmplă și nu înțelegeam de ce trebuie să plec acasă. Lucrul ăsta m-a enervat foarte tare. Ne tot spuneau, veniți mâine, s-a terminat în seara asta, adică nu înțelegeam de ce trebuie să plec. Și mă rog, am documentat ce s-a întâmplat, am început să pun filmulețe pe internet. A doua zi primul film avea vreo 30.000-35.000 de vizualizări și mi-am dat seama că nu doar datorită lucrului ăsta și faptul că eram implicat, că merită să continui să documentez cât mai mult. S-a construit cumva în timp, așa, cumva... Eram interesat de spațiu și de dinamica grupurilor și îmi era greu să mă concentrez pe o singură persoană. Mă interesa spațiul public din București și la început cumva filmul e mult mai fragmentar, dar după aia începe să prindă coerență pe măsură ce și momentele tensionate de la început scad, pe măsură ce încep și eu să mă gândesc mai mult la un proiect mai lung, încep secvențele să prindă coerență și e o transformare și la mine și în ceea ce se întâmplă în piață de la început până la sfârșitul filmului. Și cum ziceam, n-am vrut să urmăresc pe cineva anume, să fie așa o continuitate, un personaj, n-am vrut să scot pe cineva în evidență. Au fost mai multe. Granița asta m-a interesat cel mai mult între protestatari și jandarmi, ca reprezentanți ai statului, gardurile vii formate din jandarmi, toate interdicțiile astea de a mai sta în spațiu public, energia care era acolo, oamenii vreau să ocupe strada, să facă tot felul de lucruri. Mă pasionează tensiunea asta din stradă și, nu știu, poate genera multe întrebări despre rolul nostru ca cetățeni, până unde ne e permis să facem ceva. Da, au fost momente, mai ales în duminică, în 15 ianuarie, când se aruncau foarte multe pietre spre zona unde eram noi și simțeam cumva că nu pot să controlez lucrul ăsta. Și țin minte că eram foarte atent la ce cadram, care oricum și era foarte era instabil, că era o tensiune în aer și, mă rog, agitație, dar mă aduc aminte că la un moment dat am zis nu mă mai prin cameră și mă uit în jur la pietrele care cad, ca să am reacții de ultim moment dacă se întâmplă ceva. Și mă rog, și asta cu gazele lacrimogene, trebuie să recunosc că nu sunt foarte plăcute. Dar uitându-mă în timp, uitându-mă acum la film, mi se pare un lucru interesant. Când ești acolo, în mijlocul evenimentelor, a doua zi pare așa totul extrem de violent și de puternic. După un timp, mi se pare că a fost chiar lejer comparat cu ce vedem în alte țări. Sau au fost violențe și la noi, dar nu s-a mers foarte departe. Am încercat prin filmul ăsta să dau voce tuturor participanților. Mi-aș fi dorit și din partea jandarmilor să fie avut mai multe intervenții, dar lucrul ăsta e mai complicat. Am vorbit cu reprezentantul jandarmeriei, care mi-a dat discursul oficial pe care nu l-am mai folosit în film până la urmă.
Și cumva asta era interesul, să arăt, pentru că piața era foarte divizată, mesajul divizat, vreau să arăt și protestatarii de la teatru, protestatarii de la fântâni și, nu știu, cei cu viziuni mai de stânga, cei cu viziuni naționaliste, copii și bătrâni, nu știu, eram interesat de ansamblul ăsta și cumva, chiar dacă pe mine mă pasionează anumite lucruri, nu știu, îmi place într-un discurs filmic să las și lucrurile care nu-mi plac. Că tocmai prin contrastul ăsta cred că ies. Contrastul ăsta generează întrebări mai departe. Am avut aceeași raportare la ele, cum spuneam mai devreme, față de violențe. Când eram în mijlocul lor, mi se părea că e ceva foarte adevărat, foarte, foarte puternic, foarte de acolo, din piață, pentru că nu mă uitam la televizor, filmam, noaptea montam, puneam materiale pe internet și vreau să, chiar asta am vrut și prin film, să arăt ce s-a întâmplat la nivelul străzii. După aia, după ce am început să montăm, pe măsură ce mă uitam la materiale, începeam să văd detalii, începeam să văd anumite acțiuni, oameni care organizau grupuri, care performau, oameni plătiți, e și o secvență în film interesantă legată de lucrul ăsta. Și da, au fost foarte politizate. Cred că s-a ieșit la început pentru o cauză și după aia s-a pierdut foarte repede. Și televiziunea și-au construit studiouri acolo și au început să facă, să arate totul artificial și în interesul lor. Mi se pare că mesajul general era legat de demisia lui Băsescu, jos Băsescu, și cred că era destul de complicat să se întâmple asta. Și lumea era foarte divizată, erau și mulți care spuneau că nu o să se rezolve nimic cu lucrul ăsta. Până la urmă, guvernul a dat în spate, a fost și demisia lui Boc, care e considerat așa în literatura de specialitate la mijloc. Unii zic că a fost influențată de demisia de piață, alții mai puțin. Oricum, cred că a fost prima mișcare mare de după Revoluție în care oamenii au ieșit în stradă. Faptul că n-au știut foarte bine să se organizeze sau pentru ce sunt acolo, nu-i neapărat un lucru rău. Cred că a fost un început necesar. Nu știu, m-am mai gândit, dar cred că mai e nevoie de timp, că protestele împotriva RMGC au început în anul trecut, 1 septembrie, și mi se pare că nu s-au terminat încă. Legea e suspendată, toată lumea așteaptă alegerile, se pare că anul ăsta va fi liniște. Nu se știe niciodată ce o să se mai întâmple. Mi se pare cumva parțial, așa, întrebarea asta, București unde ești, a venit cumva răspunsul în 2013, au fost mulți oameni, nu mă așteptam să văd atâta lume în stradă. Pe de o parte, într-adevăr, era o anumită categorie socială de oameni, tineri, studii superioare, venituri medii, etc. Lipseau masele și, dar a fost mult mai coerent împotriva unei cauze clare și lumea părea foarte hotărâtă și erau oameni pe care nu mă așteptam să-i văd în stradă după experiența din 2012.